Am înțeles că ai niște concurenți vor ține post în următoarele 2 săptămâni și vorbeau deja cum se vor organiza. Îi spunea Cătălina că ea nu poate să țină post, gen că nu crede că are cum. Ea, Irina și doamna Eleonora nu va ține în casa fetelor, dar băieții am înțeles că toți vor să țină post. Mai a râs foarte tare. Vlăduț spunea că cere în continuu pe Antena Play de la sora lui tot felul de chestii ca să organizeze ziua de cuplu și spunea că a cerut lumânări groase de la preot. Și râdea Irina, știți că Irina are râsul acela al ei specific. Spunea că nu crede că s-a mai întâmplat așa ceva în emisiune, dar de fapt nu crede că s-a mai întâmplat așa ceva în viață, gen să faci o aniversare cu lumânări de la biserică. Ce să vă spun, sunt tare haioși. Eu mă bucur că vor să țină post. Știți că ei au o biserică chiar lângă ei și o să meargă noaptea de înviere cu siguranță. Vine și preotul să-i împărtășească dacă țin post. Ar fi ceva nemaipomenit dacă ar putea să se țină de treaba asta. Dar măcar să nu mă injure, să nu mă jignesc.